Bună tuturor, mulțumesc pentru mesaje, mulțumesc pentru aprecieri, pentru feedback-uri. M-am mai făcut de mult citiri în bobi și astăzi m-am gândit să fac o astfel de citire, așadar astăzi este o citire cu bobi și am să fac mai multe variante, așadar vă invit să vă alegeți mai multe variante dacă aveți mai multe dorințe. Pentru fiecare variantă o altă dorință. Să vedem ce dezvăluie Bobby, dacă dorințele se îndeplinesc. Haideți să vedem. 7 dorințe, așadar, sau 7 dorințe sunt multe, deci cel mult 3, nu exagera, să spunem așa, cu dorințele. Bobby, nu trebuie să fie obosiți pentru o persoană, așadar e bine să puneți o singură dorință, dar dacă aveți mai multe și vreți să știți dacă se îndeplinesc, puteți să vă alegeți cel mult 3 dorințe, pentru fiecare dorință o altă piatră. Prima va fi cu roz, a doua albă, a treia albastră, a patra maro, a 3, a 5, a verde, a 6, a roșie și a 7, transparentă. Alegeți-vă una dintre aceste 7 variante sau 2, 3, câte doriți, pentru fiecare dorință o altă variantă și să vedem ce vor spune Bobby pentru dorința aleasă. Dacă la varianta aleasă dorința se împlinește. Să vedem care sunt răspunsurile bobilor. Eu am numărat să știu că sunt sigură că sunt toți bobii aici, că nu s-a rătăcit niciun bob pe niciunde. Deci prima variantă va fi cu roz, a doua cu alb, a treia cu albastră, a patra cu maro, a cincea cu verde, a șasea cu roșie și a șaptea va fi albă, transparentă, piatra pentru dorință. Și vă invit să vă alegeți așadar una, două sau cel mult 3 variante pentru fiecare variantă dorință și am să încep cu prima variantă. Dau la o parte dintre variante și rămân la prima variantă roz. Haideți să vedem ce spun Bobby la varianta roz, dacă vi se îndeplinește dorința. Să vedem Bobby care va fi răspunsul bobilor pentru această primă variantă. Să vedem ce vor să dezvăluie la prima variantă. Să vedem ce dezvăluie la prima variantă. Dorința numărul 1. Varianta numărul 1, varianta roz. Wow. E dificilă această dorință la voi, să știți. E o dorință destul de dificilă. Nu că nu s-ar împlini, dar are obstacole, are greutăți care pot veni și în dragoste, pot veni și legată de... mai mult legată de bani, poate. E o chestiune, cum ar veni, trebuie să gândiți mai pozitiv, poate, voi. E o chestiune și de ambiție. O să mai vedem ce mai spun mai departe, Bobby. Da. E ceva care vă împiedică, să știți. E ceva care vă împiedică. E ceva care vă stă pe inimă. Ceva care vă supără. Ceva, da, atenție că poate o problemă în familie aici la voi, poate, legată de familie, de sănătate, legată de copii. Aici e mai multă grijă, mai multă atenție, că puteți avea greutăți, pagube, parcă nu găsiți comunicarea, nu găsiți calea și la servici. E un blocaj, aveți un blocaj. Să știți că Bobby nu vor să vorbească astăzi pentru voi la prima dorință, să știți, nu, e blocaj. Deci astăzi, la prima dorință, Bobby nu vor să răspundă, deci uitați-vă și voi, aproape toate mi-au ieșit pe câte 2 și nu e normal să iasă așa. Deci nu. La voi ori nu v-a spus bine întrebarea, ori nu vor Bobby să vă dea răspunsuri. Atenție că puteți avea ceva neplăceri, blocaje, trebuie să vă curățați energiile, poate. Haideți să vedem dorința numărul 2.
dorința pietrei albe. Cei care v-ați ales, cele persoanele care v-ați ales piatra albă, să vedem ce spun Bobby. Haideți să vedem. Să vedem la această variantă. Vor fi Bobby mai darnici, mai binevoitori? Bobby sunt de capul lor. Fac ce vor ei. Și la voi sunt niște obstacole, să știți. Și voi aveți, întâmpinați niște dificultăți. Aveți niște dificultăți și voi, poate chiar în dragoste. Poate chiar în dragoste, o să vedem. E ceva, o suferință, e ceva, o întârziere. Să vedem. Să vedem. Da. E o întârziere și la voi. Deci nu... Deci e și la voi, poate fi la fel legat de suflet, de dragoste, de inima voastră. Deci și la voi, legate de relații de comunicare, de familie, poate. Partea financiară pare totuși că ați putea avea reușită. Deci foarte greu și la voi există blocaj. Deci la voi există blocaj. Există blocaj. Da, pe partea financiară, profesie, aici puteți găsi reușită. Aici, pe partea profesională, bani, câștiguri, puteți avea reușită. Puteți avea reușită pe bani, pentru bani, pentru profesie, pentru carieră. Dar există și aici o întârziere. Și aici, atenție la prietenii, atenție la anturaj. Pare că în familie aveți o suferință. Ori e cineva bolnav, ori cu cineva nu vă înțelegeți. Aveți că pe dragoste și pe sufletul vostru e multă durere, suferință, problemă, sănătate, nu știu, ceva care nu merge. E un blocaj, e ceva care vă blochează. Atât pe bani, pe câștiguri, totuși, pe călătorii, totuși aveți șanse. Trebuie să faceți, poate, unde să vă deblocați energiile. Să aveți mai multă, să gândiți mai pozitiv, pentru că și la voi întârzie. Deci dacă v-ați gândit la bani, profesie, aici puteți avea câștiguri, dar și aici cu oarecare dificultate din cauza unui anturaj. Dar ați putea, nu ar fi imposibil. Haideți să vedem și la a treia. Să vedem la a treia, varianta cu piatra albastră, dacă dorința se îndeplinește. Haideți să vedem la a treia. Da, la voi da, aveți șanse și pentru profesie, bani și pentru carieră și pentru dragoste chiar, aveți șanse. Deci da, la voi e foarte posibil ca să se împlinească dorința voastră, pentru că s-a grăbit să iasă, deci este foarte rapidă, poate fi dorința voastră, văd că aveți reușită, deci la voi da, cu toate că și voi pe sufletul vostru, pe inima voastră, aveți și voi o durere, aveți și voi o suferință, dar e trecătoare, să zic așa, e trecătoare, totuși mai multă grijă pe sănătate și la voi, pe probleme de inimă, poate chiar, da, aveți reușită pe bani, pe câștiguri, pe profesie, carieră, aici vă văd cu reușită, cu drumurile puțin problemă totuși, fiți mai prudenți pe drumuri. În drumurile voastre, pentru drumuri, pot apărea niște întârzieri, dar aveți reușită, să știți voi. Voi pe inima voastră, cumva, trebuie să vă aveți mai multă grijă pe sănătate și pe drumuri, cumva, dar să știți că aveți reușită. Deci aveți, la voi da, se împlinește, dar, într-adevăr, pe drumuri și pe sănătate, poate mai multă atenție. Haideți să vedem la numărul 4, la piatra maro. De la piatra maro. Haideți să vedem la piatra maro dacă Bobby răspund bine. Haideți să vedem. Vedem ce spun Bobby la numărul 4.
la Piatra Maro. Obstacole și la voi. Poate că voi aveți niște obstacole legate de carieră, de profesie, de bani. Adică chiar dacă voi v-ați gândit la altceva, cumva influențează cariera, banii, profesia, dorința voastră. Da? Că vă stresați din cauza muncii și aveți probleme în dragoste sau probleme de sănătate sau probleme cu familia, aici să știți că nu că nu s-ar îndeplini, dar trebuie să fiți mai prudenți pe dragoste și pe carieră. Aici poate fi o problemă, da, pentru că poate afecta relațiile de familie, puteți avea neînțelegeri în familie, văd că sunteți totuși pe sănătate, puteți fi bine totuși, dar nu exagerați cu munca sau puteți avea niște neplăceri aici în familie. Că e cineva din familie care poate vă stresează, vă supără sau are o problemă și pentru pe voi vă afectează, într-un fel sau altul, vă afectează munca, vă afectează relația de dragoste. Sau invers, din cauza familiei vă afectează munca și relația de dragoste sau din cauza dragostei și a muncii vă afectează relația de familie. E ceva sau toate între ele au o legătură. Cu toate că pentru profesie, pentru bani, pentru câștiguri reușite să știți că veți avea. Aveți reușită și să faceți drumuri. Da, aveți reușită și să aveți o bună prietenie totuși, dar cu întârzieri. Deci pare că voi e nevoie cumva să fiți mai prudenți pe prieteni, pe anturaj, pentru că vă pot afecta relațiile de muncă, de familie și de dragoste, să știți, cu prietenii aici, pe prietenii trebuie să fiți voi mai atenți, că voi vă văd o persoană care vă puteți descurca foarte bine și cu munca și cu banii și cu banii puteți avea și aici reușite, dar poate că e nevoie cumva anturajul să-l țineți mai sub control sau să-l triați, să-l alegeți cu mai multă grijă. Haideți să vedem. Deci întârzie și la voi poate puțin dorință. Nu e că nu s-ar împlini, dar are niște blocaje, niște întârzieri. Haideți să vedem și la numărul 5, varianta cu piatra verde. Și la voi un blocaj pe profesie, poate, pe carieră, ceva, niște întârzieri. Da, aveți niște întârzieri, să știți. Aveți niște blocaje. Aveți niște blocaje, nu că nu s-ar împlini, văd că puteți avea reușită, dar poate că e nevoie să fiți mai prudenți pe carieră, pe profesie. Să vedem de ce. Deci dacă v-ați gândit la dragoste, e posibil să aveți reușită, dar s-ar putea să fie în detrimentul profesiei. Dacă v-ați gândit la carieră, aveți niște blocaje din cauza unei dragoste, pentru că aveți o dragoste, posibil. E cumva aici o chestiune așa. Deci aveți probleme cu familia, poate, voi cu sănătatea. Aici atenție pe sănătate, că și la voi e un blocaj, să știți. Voi sunteți într-un blocaj. Vă trebuie mai multă dragoste. Ori sunteți prea drăguțe, iubiți prea mult, prea mult iubiți. Poate că nu e nevoie. Aici depinde la caz la caz, pentru că văd că aveți blocaje și pe drumuri și pe prietenii. Deci aveți blocaj. A ieșit același lucru care a ieșit și la prima. Aproape la fel. Deci foarte mari blocaje. Eu piedici, fermece, vrăji, nu știu. Deci blocaj. Bobii nu vor să vă răspundă la această întrebare. Deci nu. Este întârziere, este blocaj, este ghinion, este... Nu aveți prieten, nu aveți familie, nu aveți... Adică nu aveți relațiile acelea care să vă ajute. Orică aveți probleme în familie, că cineva are probleme de sănătate sau că aveți voi și acestea afectează relațiile de familie sau invers. Deci văd aici multe probleme. Doar dragostea, aici un singur bobișor aici care pare că ar fi firav, dar orică voi sunteți prea iubitori și pentru această dragoste cineva, dragostea vă mai salvează sau e un blocaj să știți, cineva vă face ceva sau aveți voi acum o stare, nu vor bobi poate să răspundă la întrebarea voastră, poate ați spus-o greșit, poate n-ați formulat-o bine, haideți să vedem la a șasea variantă, ce răspund bobi? Pentru că nu întotdeauna și nu oricui răspund Bobby. Acest lucru trebuie să știți. Deci Bobby au energia lor. Haideți să vedem mai departe Bobby ce spun la numărul 6. La numărul 6. Și aici o problemă.
Și aici o întârziere, o greutate, ceva care vine. Vine, dar se poate totuși să vedem mai departe, dacă dau mai departe Bobby răspuns. Și voi aveți, deci e ceva, nu funcționează ceva la voi, nu există, deci Bobby nu vor nici la a șasea variantă prea mult să răspundă. Deci nu e că nu s-ar îndeplini, dar mai mult atenție pe familie, pe profesie, carieră și dragoste aici. Da, deci puteți, văd că totuși aici e ceva. E o întârziere, să zic așa. Nu că nu s-ar îndeplini deloc, dar e o întârziere. Și pe bani o întârziere. Și pe carieră e o întârziere. E un blocaj, e un ghinion, e ceva. Drumurile par ele că se deschid totuși, aveți șanse pe drumuri. Da? Și pe prietenii. Deci aveți șansă, dar într-adevăr pe profesie, pe familie, pe carieră, aici poate că cariera, profesia, banii cumva au legătură și cu familia voastră, familia din care proveniți, relațiile care le aveți cu familia, cu rudele. Văd că totuși pe sănătate, cu copii, cu prietenii, cu drumurile aici, puteți avea reușită, succes, totuși popularitate, dar în dragoste aici vă afectează relația de dragoste, poate și pentru că aveți niște probleme pentru cu familia sau pe carieră, pe profesie, pe câștiguri și într-un fel afectează și relațiile de dragoste. Există o întârziere, există un blocaj, cu toate că voi aveți o inimă bună, voi vreți să faceți multe, dar ceva vă împiedică, ceva vă frânează și e mai nevoie de mai multă răbdare. Deci vă iese, dar mai cu greu. Haideți să vedem și la a șaptea. Haideți să vedem la a șaptea ce răspund Bobby la această dorință, dacă dorința se îndeplinește, dacă aveți Bobby, dacă vor să vă răspundă. Haideți să vedem. Și la voi o frână, și la voi o... Nu sunteți foarte popular voi, poate. Nu aveți foarte multă popularitate voi aici în dragoste. Nu știu, nu sunteți prea iubiți, poate. Văd că pe bani, pe câștiguri, pe profesie, dacă v-ați gândit, aici poate că ați putea avea, nu repede, dar... Nu e că n-ați putea avea, ați putea avea. Văd că aveți totuși reușită, dar cu oarecare întârziere, cu oarecare frână și la voi. Pe sănătate și la voi mai multă atenție pe sănătate. Trebuie să aveți și voi mai multă grijă pe sănătate. Afectează și dragostea, într-un fel, sănătatea. Sau dragostea este afectată din cauza sănătății, că nu stați bine cu sănătatea, nu aveți nici relații armonioase, pentru că nu vă simțiți prea bine, că sunteți într-o problemă de sănătate, nu vă mai arde de dragoste, să zic așa. Deci puteți avea drum, dacă v-ați gândit, sau prietenii, un succes, totuși puteți avea și cu familia și cu banii, dar cu oarecare întârziere, să știți. Deci întârzie și la voi, nu se grăbește nimic să iasă. Deci nu se grăbește. Deci și la a șaptea este cu întârziere, este cu oarecare piedică, cu oarecare enervare, cu oarecare tristețe, să zic așa, și grijă pe sănătate, într-adevăr, că... Aici poate afecta și dragostea, poate afecta și sănătatea și chiar și munca sau banii ceva. Cam asta e ce pot să spun eu și la această a șaptea variantă, a șaptea dorință. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în Bobby pentru dorință și că toate dorințele în realitate se vor îndeplini cât mai repede posibil, așa cum vă doriți voi. Aici sunt niște citiri generale, bineînțeles. Poate că nu toți puteți rezona în același moment sau depinde și de dorința voastră, dacă v-ați ales varianta potrivită pentru dorința voastră sau dacă intuiția vă ajută să vă alegeți varianta în mod corect. Acestea fiind spus, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați videorile mele. Vă mulțumesc pentru aprecieri, like-uri, pentru cei care
pe cei care sunteți înscriși, vă mulțumesc tuturor celor care lăsați mesaje. Iar cei care nu sunteți înscriși și vă plac videourile care le vizionați la canalul meu, vă place canalul meu, vă invit să vă înscrieți, să lăsați și voi feedback-ul vostru, mesajele voastre și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!